Administrația Bazinală de Apă Banat a implementat proiectul Ape Curate, Verde, Viață Viitor. Inițiativa urmărește implementarea mai multor acțiuni de conștientizare a problemelor de mediu, monitorizarea și evaluarea acestora. Aceste acțiuni vizează creșterea nivelului de educație a tinerei generații pentru un mediu curat și sănătos. De-a lungul timpului am dus o serie de campanii, să spunem așa, punctuale. Tocmai de aceea am dorit să facem acum o platformă unde să participe toți factorii care sunt interesați în domeniul acesta, atât factori din, să spunem, din zona guvernamentală, cât și din cea neguvernamentală. Vrem să facem această platformă tocmai pentru a, să spunem, standardiza un pic modul de abordare a acestei activități de conștientizare a publicului. Ne-am orientat în primă fază spre partea de gimnaziu, să spunem așa, cu precădere. Nu excludem și celelalte, cu siguranță vom ajunge și la adulți, să spunem așa, dar vrem să începem cu partea de gimnaziu, cu copiii mai cruzi pe care avem, să spunem așa, mai multe șanse de a-i atrage spre acest domeniu. În cadrul proiectului, Administrația Bazinală de Apă Banat are încă 6 colaboratori din mediul universitar, administrația locală și din sfera serviciilor legate de apă. Factorii din prima. Eu, ca orice acțiune de conștientizare a publicului, de ridicare a gradului de implicare, necesită timp, nu se pot face peste noapte, mentalitățile nu se schimbă de pe o zi pe alta, de asta cumva recunoaștem, am încercat să ne luăm o sarcină mai ușoară mergând spre, să spunem așa, partea de gimnaziu, care acolo probabil... Acest program vine ca o completare la proiectul demarat anul trecut, 10, un județ de nota 10, în care ne dorim în continuare să facem un județ curat și în care să implicăm cât mai multe persoane. Noi credem foarte tare în puterea educației, a implicării și a spiritului civic. Suntem alături de toate activitățile care sunt întreprinse de către orice entitate, atât prin sprijin financiar, logistic și în mod deosebit prin prezența fizică. De ce spun prezența fizică? Pentru că prin angajații noștri și prin activitatea de zi cu zi de a vă furniza dumneavoastră, nouă, tuturor, un serviciu vital de alimentare cu apă și canalizare, suntem prezenți în aproape 70%, 80% spre 80% din area de operare a județului Timiș, iar titulatura care o avem de operator regional, sperăm în anii următori, prin reorganizarea teritorială administrativă, să devenim ceea ce ne dorim și putem să asigurăm. Fapte bune alături de drumeție, alături de descoperire geografică. Corect. Până la urmă, eu îmi doresc fiecare copil de la aceste acțiuni să plece măcar, dacă nu cum cornulez, măcar sau măcar cu o șepcuță, un tricou, un ceva. Trebuie să le arătăm și recunoștința. La ciucut s-a reușit cu bombonici. Acum, da, cu siguranță, avem semne și din, și da, din da, mediul economic, mediul de afaceri. Privat, care și-au arătat. Acum, în principiu, probabil că vor avea nevoie de timp și ei. Noi am început cumva la mijlocul anului, bugetele au fost cumva stabilite, dar avem promisiuni serioase că vor participa, adică vor intra constructiv, să spunem așa, de anul viitor. Oricum, eu zic că e mai bine că am plecat să arătăm oamenilor ce putem. Așa zisul rating de care se tot discută la nivel național și la nivel de Uniunea Europeană. Cum din aspectul intenționat să interveniți și câte localități sunt anotate? Proiectul are ca punct de plecare bazinul superior al Begăi, unde se vor desfășura acțiuni educative de conștientizare a păstrării apelor curate în comunitățile riverane și se bucură de participarea inițială a peste 180 de elevi. Acțiunile se vor extinde apoi pe întreg spațiul hidrografic Banat.